Cel mai mare operator regional din România, Raja S.A., a finalizat programul operațional sectorial de mediu cu succes. La sediul Raja Constanța, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale din regiunea Constanța-Ialomița au fost invitați la activitatea de predare, primire a proprietății investițiilor realizate de Raja. Valoarea totală a proiectelor la data semnării a fost de 1.451.363.000 de lei, echivalentul sumei de 337 de milioane de euro. Din această sumă, peste 56 de milioane de euro este contribuția Raja S.A. La evenimentul prilejuit de bilanț au participat și reprezentanții administrației publice din județul Ialomița, din Țăndărei, Dridu și Fierbinți, localități care au beneficiat de investiții de reabilitare și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare realizate de Raja Constanța. Este un moment la care ne-am dorit foarte mult să ajungem. Toate unitățile administrativ-teritoriale care au beneficiat de investiții vor primi acest protocol. În spatele lui stau metri cubi de documente și documentații tehnice. Vă mulțumesc foarte mult. Ne-am străduit să rezolvăm lucruri în Țăndărei și în continuare continuare de dedicație a acestui oraș. Vă mulțumim. Valoarea investiției în orașul Țăndărei este de 150 milioane de lei. Vă mulțumesc. Suntem astăzi într-un moment de bilanț, un moment de bilanț pozitiv, încă o dată, la finalizarea programului operațional sectorial de mediu. Valoarea totală a proiectelor, la data semnării, a fost de 1.451.363.622 de lei, echivalentul sumei de 337 de milioane de euro. 337 milioane de euro. Dacă discutăm de absorbția de fonduri europene, indiferent de domeniu, de axă, de mediu, de rutier, indiferent de care axă, este al cincilea program pași mărime din România. România este mai bogată, respectiv regiunea noastră, Constanța, Ialomița, unde se referă în clasa acest program, 337 de milioane de euro. Ceea ce este foarte important și trebuie reținut, în această sumă, peste 56 de milioane de euro este contribuția operatorului regional. Dezvoltarea are și costuri, dar fără dezvoltare nu se mai putea. Starea precară a sistemelor de apă canalizare, lipsa sistemelor de epurare, sunt lucruri despre care nu trebuie să mai vorbim. Știm cu toți. Dacă nu folosim acești bani europeni, dacă n-am fi folosit acești bani europeni, ne-am fi aflat într-o situație foarte grea, în care serviciul de apă, canal și epurare ar fi fost furnizat cu foarte multe întrerupte. Ar fi fost un serviciu a cărui calitate ar fi lăsat foarte multe dorit și, bineînțeles, ar fi avut de suferit populația. Vreau să spun că aceste 56 de milioane de euro trebuie returnate băncii și de unde se returnează? Din costul serviciului. Aș dori mai mult sprijin în a explica cetățenilor, a celor de bună credință care vor să înțeleagă explicațiile, că nu este un preț mare, 4,5 lei la un metru cub de apă. Vă spuneam, v-am spus de atâtea ori, în Europa civilizată, în Uniunea Europeană, un cetățean consumă pe lună 3,93 metri cub de apă, 128-130 de apă pe zi. Este statistică. Deci, cu prețul unui pachet de țigări, este asigurată apa necesară. Vorbim de 1000 de litri de apă, de cea mai bună calitate, extrași din adâncimi de la sute de metri, captați din adâncimi, aduși la suprafață, cu consumuri foarte mari de energie electrică, tratați sanitar. Să știți că apa de la robinet, ceea ce furnizează Raja Constanța, este de o calitate superioară a apei îmbuteliate. Proiectele în valoare de 337 de milioane de euro s-au concretizat în reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă de canalizare regiunea Constanța-Ialomița, 238 de milioane de euro, executarea branșamentului de apă și raportului de canalizare regiunea Constanța-Ialomița, peste 10 milioane de euro,
Noi am venit în sprijinul Unităților Organizative Teritoriale pe parcurs, așa cum face și în Buin, și am tot upgradat acest proiect. Canalizare menajeră în comuna Valului Traian, în valoare de peste 6 milioane de euro. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și acumulată pe regiunea Constanța Iuțu, peste 49 de milioane de euro. De asemenea, aici vorbim și de reabilitarea stației de curare apei uzate în Prie Sud, care a avut un parcurs foarte greu, știți cu toții, și am reușit să salvăm acest proiect. L-am mutat din ISPA, din programele structurale preaderare, în postul de mediu și am făcut deci pe aceasta în valoare de 33 de milioane de euro. Este într-adevăr beneficiarul care, vis-a-vis de axa prioritară numărul 1 a programului operațional sectorial, are cele mai multe proiecte finanțate, 5 la număr. Ca valoare, de asemenea, este beneficiarul axei 1, care are cea mai mare valoare finanțată din programul nostru. Este o onoare, cum vă spuneam astăzi, pentru noi să participăm la acest eveniment. Implementarea proiectului a presupus o serie de etape care au fost parcurse cu efort. Astăzi este o zi de fericire, după părerea mea. Sunt alte proiecte care încă nu au finalizat aceste proiecte, după cum știți, sunt fazate. Ce mi-aș dori eu de la asemenea beneficiar, mi-aș dori ca și în viitor, în programele finanțate prin fonduri europene sau nu numai, să depun același efort și să finalizeze investițiile, pentru că aceste investiții aduc un plus populației. Să fie cât mai multe astfel de investiții, cel puțin doresc celor pe această linie, ținând seama că ne aflăm aranja în județ. Și cred că este foarte important ca să, ce-și noi vorba aceea, stăm cezarul ceea cezarul, să recunoaștem calitățile celor care au fost implicați în acest lucru, reprezentanții oraja și, bineînțeles, primarilor, fără de care această investiție nu se putea, știți foarte bine, nu se putea realiza dacă primarii din localități se puneau trader. Suntem mândri că în România există un asemenea operator regional, că în România există o atât de bună conlucrare între operatorul regional și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Și ne dorim din suflet ca și pentru următorul proiect, următoarele proiecte, că așa ne-ați învățat, nu cu unul, mai multe, pe perioada de finanțare a Programului Operațional de Infrastructură Mare, POIM, 2014-2020, cu perioada de grație 2023, să aveți aceleași succese. Eu aș dori doar două vorbe să citesc, că, mă rog, indicatori realizați pe un singur proiect, nu pe toate câte le-ați avut. 208 km rețea apă potabilă, extindere și reabilitare. 310 km canalizare, deci discutăm de kilometri aici, nu discutăm de lucruri mărunte. 13 stații de epurare, noi sau reabilitate. Și așa mai departe. Deci ați înțeles foarte bine că finanțarea era pe infrastructura de mediu și din acest motiv proiectul dumneavoastră a avut succes. Proiectele dumneavoastră au avut succes. Noi venim să consfințim un proiect foarte important. Dar, de fapt, pentru fiecare primar, nu momentul acesta este important. De ce? Pentru că în implementarea pe POIM, avem un alt proiect foarte important. Și acest proiect este blocat. Este blocat de anumite interese care nu fac decât să dezamăgească atât pe noi toți primarii care suntem alături de Raja și de faptul că a implementat un proiect de 330 de milioane de euro. Deci a dovedit că poate să facă acest lucru. Toți primarii din tot județul la momentul ăsta stau după un singur primar pentru a încerca să-l convingă să dea drumul la un proiect de 600 de milioane de euro. Aici e necazul și problema noastră. Conducerea Raja S.A. Constanța se pregătește să depună următoarele proiecte în cadrul programului operațional Infrastructură Mare cu o valoare de peste jumătate de miliard de euro. Finalizăm acest program operațional sectorial de mediu, dar suntem deja cu un pas înainte. Suntem aproape de semnarea contractului de finanțare pentru programul operațional Investiții Mari, POIM.
unde compania noastră, într-o muncă extraordinară, în ultimii ani de zile, a pregătit proiecte pentru regiunea în care operăm, proiecte care au căpătat girul diverselor instituții pe parcursul avizărilor și care, deci, suntem la o săptămână, două de semnarea contractului de finanțare. Programul nostru POIM sumează peste jumătate de miliard de euro. Este o companie cu care cred că avem de ce să ne mândrim. Cu siguranță vom duce la bun sfârșit și programul operațional de investiții mari, cu condiții foarte bune, întâmpinând greutăți în obținerea unor avize și autorizații, din ce în ce mai des. Întâmpinăm greutăți în realizarea operativă a licitațiilor. Din păcate, fiecare etapă de modernizare a mecanismului achizițiilor publice, de simplificare prin jurul de rigoare a acestui mecanism, a însemnat, de fapt, complicarea acestui mecanism. Și am ajuns în situația în care România deține încă un record de nedorit ca o licitație publică să înceapă în ianuarie și să termine în luna mai anului următor. Din păcate, Uniunea Europeană nu ne așteaptă cu banii, ne pune banii la dispoziție. Exercițiile acestea financiare au niște termene foarte stricte de realizare și întâmpinăm foarte multe piedici. Dar nu ne plângem, suntem aici ca să le depășim. Le mulțumesc încă o dată autorităților publice, centrale și locale pentru sprijin și cu siguranță vom reuși să ne aducem jumătate de miliard de euro în regiunea noastră. De fapt, dacă socotim de la instrumente structurale preaderare, socotim postul de mediu și punem, adăugăm și POIM-ul, depășim un miliard de euro investiții din fonduri europene. E mult, e puțin. Vă las pe dumneavoastră să judecați. Raja ESA este cel mai mare operator regional din România în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, asigurând servicii pentru abonații din 153 de localități din județele Constanța, Ialomița, Călăraș, Ilfov, Dâmbovița, Brașov, Prahova și Bacău. Toți acei primari care doresc, care au ce să dezvolte, le vom acorda tot sprijinul, astfel încât să dezvoltăm acest proiect, să-l upgradăm și să aducem bani în unitățile administrativ-teritoriale. Bani care rămân concretizați în investiții benefice cetățenilor. Conducătorii vin și pleacă, unitățile administrativ-teritoriale rămân și trebuie ca acolo oamenii să trăiască în condiții cât mai civilizate. Ori esența civilizației reprezintă apa, canalizarea și epurarea.